Salut, sunt Dilinca și doare capul aici, am o ureche înfundată și nasul meu e înfundat, nu știu ce am pățit, dar astăzi o să facem continuarea, teoretic, continuarea unui video pe care l-am făcut acum două videouri. Și adică ăla cu Zodi, în care am spus ce, nu-mi place la Zodi și am aflat, mă rog, aflat, v-am spus eu care după mine... E cea mai nașpa zodie. De fapt, nu e așa, dacă se gândește toate sunt nașpa, adică, mă rog, ăla a fost doar așa de... La mișto, toate astea la mișto, nu, să nu luați nimic în serios. Data trecută, cea mai nașpa zodie a ieșit Gemini și cam așa e. Și acum o să vedem care este cea mai bună zodie, o să spun ce îmi place la zodii și o să vedem la final care îmi place mie cel mai mult sau care e cea mai bună în ochii mei. Acum, haideți să începem. Poate, nu chiar, nu știu. Paranteză. Adică am mai spus asta și data trecută, dar dacă n-ați văzut acel video, pe care l-aveți aici. Chestiile astea pe care le zic eu nu sunt neapărat adevărate, e logică, nu o să fie la fel pentru toată lumea. Eu le zic, având în vedere oamenii pe care îi știu eu cu aceste zodii, adică sunt unele zodii pe care nu le știu la fel de bine pentru că nu cunosc oameni cu zodia respectivă și, mă rog, mă doare capul, deci nu înțeleg, nu știu dacă are sens ce zic, dar începem. Berbec. Sunteți foarte prietenoși și sociabili și vă puteți împrieteni cu oricine, dar toată lumea vă adoră și vă place. Ajung voi să ne spun simplu super sociabil, ceea ce eu can't relate, deci respect, e super. Nu sunteți plictisitori, sunteți, după cum am spus deja, niște prieteni super, super buni, dar și de gașcă, doar așa să ieși cu un berbec și să te ducă, nu știu unde. Sunteți... Nu sunteți plictisitori, sunteți, știți de toate, știți să faceți, sunteți sufletul petrecerii, sunteți foarte șmecheri, sunteți foarte generoși și nu vă gândiți la voi. Și asta, în videoul trecut am zis că e un defect pentru că vă bateți joc de voi și vă considerați mult mai nașpa decât sunteți de fapt. Și asta e că sunteți foarte generoși și... Pești, sunteți... buni la orice. Vă pricepeți la atâtea chestii. Sunteți foarte simpatici. De-aia toată lumea vă place și vă știe toată lumea și nu vă urăște. Doar vă știe, are o părere bună despre voi. Nu că vă adoră, că voi sunteți cei mai buni prieteni ca berbecii, dar sunteți simpatici. Sunteți... Vedeți? E un pic cam diferit acum. Că videoul trecut mă plângeam de chestii. Acum e mai greu. Sunt leu, iertați-mă. Voi sunteți foarte pozitivi și dați curaj oamenilor. Adică, nu știu, poate cineva să fie fix, deci să nu mai aibă o mână și voi tot să le spuneți că o să crească la loc sau ceva sau să îi face să se simtă bine sau poate să... Nu știu. Sunteți foarte încurajatori și sunteți super, super pozitivi, adică... What? Vedeți, eu mă gândesc la asta și mă bucur. Pentru că știu că există așa oameni. Eu nu sunt așa. Da. Acum sunt și obosită. După cum v-am mai spus, mă doare capul. Examene și alte chestii și de-aia sunt un pic cam... Avioane. Taur. Este incredibil că poți vorbi despre absolut orice. Deci despre orice vrei tu cu un taur. Taurii, deci... E doar arată că sunteți deștepți și că e foarte... Foarte, foarte bine că poți vorbi despre ce și sunteți interesanți, adică chiar sunteți interesanți și aveți o opinie despre absolut orice. Nu vă urăște nimeni, adică sunteți atât de ok și atât de... Bine, aveți și voi defecte, după cum am spus, dar... Adică toată lumea știe că existați, dar nu le pasă așa de mult și de-aia nu vă urăște nimeni, nu știu. Asta ce am spus acum e cam urât și chestia că lucrurile rele din mine... Fii că așa sunt eu, dar asta e, nu vă urăște nimeni și asta e chiar foarte șmecher. Și aveți simțul umorului, chiar faceți glume foarte bune. Gemeni, chiar dacă sunteți în celălalt top cea mai nașpa zodie, între ghilimele, pentru că nu există cea mai nașpa zodie, totuși sunteți atât de drăguțe și... Nu neapărat, nu zic că sunteți toți gemenii frumoși, pentru că fiecare om vede frumos și urât diferit, nu există...
ceva fix, că cine mai frumos sau urât, nu știu dacă se zice. Sunteți pur și simplu drăguți și sunteți foarte primitori cumva, adică nu sunteți, nu sunteți respingători. Sunteți gen nu știu, că personalitatea voastră totul e de asta pot să vă descriu. Sunteți foarte inteligenți. Aveți mereu ceva de zis și în general că vă descurcați și sunteți inteligenți. Și sunteți și interesanți, adică sunteți un pic misterioși, pot spune, adică foarte puțină lume vă știe de adevăratele acum sunteți, nu vă arătați adevăratul caracter sau adevărata cine sunteți voi de fapt. Rac, chestia asta e și de rău și de bine, am spus-o și în celălalt video, dar o să spun și acum că sunteți sensibili și foarte inocenți. Asta e de bine și de rău în aceeași timp, adică de bine este pentru că înțelegeți pe cei din jurul vostru, vedeți lucrurile diferit, cu alți ochi, adică cine e insensibil nu le vede așa cum le vedeți voi. Sunteți amuzanți, adică aveți cel puțin sensul umorului care îmi place mie cu... Sunteți sarcastici și sunteți foarte goofy, știi? Faceți pe prostuții și de-astea, chiar dacă nu sunteți. Leu. Lei, noi suntem foarte iubitori și asta e foarte bine, adică e foarte... Deci, lei iubesc să iubească. E, deci, noi lei, voi lei, o să zic voi pentru că e ciudat, chiar dacă sunt leu, mă simt cumva să zic că suntem, știi? De, dar lei sunt foarte iubitori și le place să iubească și de-aia au nevoie de oameni în jurul lor și de prieteni și să socializeze și mă rog, dar acum e chestia asta că sunt timizi și asta e de bine într-un fel pentru că, da, toată lumea zice, e chestia asta că vai, lei sunt, ei suflet, că lei sunt sufletul petrecerii sau că sunt foarte încrezători. Nu! Câți lei știu eu? Plus eu, care mă știu pe mine destul de bine, presupun. Nu sunt așa de sigur pe ei, precum zice lumea. Adică avem noi lei, lei au ei. Vedeți, nu știu cum să mă exprim. Lei sunt și sinceri. Sunteți sinceri, suntem sinceri. Mă simt prost să vorbesc despre lei. Pentru că suntem, din păcate, foarte egoiști și aș putea să vorbesc despre mine cam... în continuu, dar nu o să fac, așa că o să continuăm și o să trecem la fecioară. Sunteți cei mai buni prieteni din lume, sunteți cei mai buni oameni și sunteți atât de buni la suflet și primitori și calzi și de treabă și cu minți. Sunteți... jos pălăria! Balanță! Aveți mereu un plan sau o idee, deci pot spune că și voi sunteți inteligenți și vă merge mintea și... vă gândiți la foarte, foarte multe chestii, asta e că chiar aveți multe chestii pe cap sau pur și simplu vă pasă de foarte, foarte multe chestii. Vă pasă nu numai de voi, vă pasă și de cei din jur, asta înseamnă că vă vreți să știți dacă e ceva în neregulă ce se întâmplă și îi ascultați, deci sunteți niște buni ascultători și da, ați fi foarte bun drept psihologi teoretic, dar... sunteți buni ascultători și sunteți persoana la care alți oameni se întorc, se duc când au nevoie de cineva care să-i asculte și să le dea un sfat, fiindcă dați și sfaturi foarte bune. Scorpion! Sunteți foarte buni la foarte multe chestii. Oamenii vă plac, n-au cum să nu vă placă, nu vă urăsc nici pe voi, deci sunteți și voi destul de neutri. Asta e chestia, că nu știu eu foarte mult Scorpion ca să pot să mă refer, adică altfel știu, de exemplu, 3 berbeci, 3 balanțe, 3 daia, 3 daia, adică altfel și un singur taur, un singur scorpion, dar e cam greu să, mi-e cam greu să spun unele chestii despre unele zodii, dar asta e că și voi sunteți, din câte știu eu, destul de ok. Ceea ce îmi place foarte mult la scorpion e că nu vă pasă de părerea celorlalți. Asta este... ceva ce noi toți ar trebui să facem, dar voi chiar vă pasă de părerea celorlalți, ce sunteți foarte... nu sunt neapărat sigur pe voi. Săgetători. Sunteți talentați. Vă pricepeți
și voi la multe chestii, dar ei, nu că doar vă pricepeți că sunteți cât de cât bun. Nu mă, deci aveți talent și sunteți bun, aveți talent la chestia, dar aveți talent din toate. Nu știu ce, de ce v-a ales pe voi Dumnezeu să fiți așa de talentați, de ce? Nu știu cum. Aveți gusturi bune în materie de aproape orice. Și voi sunteți siguri pe voi. Nu că nu vă pasă ce spun ceilalți, adică vă pasă. Chiar vă pasă, dar sunteți siguri pe voi și știți că sunteți frumoși sau că sunteți deștepți sau cum sunteți voi, pentru că, după cum am spus, fiecare e diferit. Dar asta e, sunteți siguri pe voi. Capricorn, și nici aici nu știu prea bine, așa că o să zic doar atât. Că sunteți amuzanți, aveți simțul umorului și data trecută am zis că râdeți foarte mult. Păi râdeți cu propriile voastre glume care chiar sunt bune. Sunteți o prezență plăcută, nu sunteți respingători, nu... Oamenii vă plac și pe voi pentru că sunteți drăguți. Și sunteți ciudați, adică în sensul bun există și sensul rău, dar voi sunteți ciudați pentru că sunteți foarte greu de explicat, cel puțin în ochii mei. Și am ajuns la final cu vărsătorul. Voi sunteți niște prieteni foarte buni. Adică sunteți pur și simplu de treabă și ca prieteni și doar gagașcă și doar așa o persoană, o cunoștință. Nu vă gândiți doar la voi și voi sunteți generoși. Semănați destul de mult cu berbecii, dacă stau să mă gândesc, nu știu de ce. Și ați face orice pentru cine iubiți voi, adică sunteți foarte, foarte iubitori și înțelepți. Adică mereu veți avea ceva de spus, un sfat, o opinie. Da. Am terminat. Și după mine, cea mai bună zodie este Fecioara. Top 1. Fecioara. Deci iubesc Fecioarele, sunteți... Mi-a fost atât de greu să mă plâng despre voi în videoul trecut, pentru că de atunci știam că voi sunteți cea mai bună zodie pentru videoul ăsta. Măi, și cam asta a fost tot, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult. Și mă abonați la canalul meu, asta s-o și noi ne revedem data viitoare.